Anul 2014 va fi un an bun, nu doar pentru că așa spun astrologii, ci pentru că așa au decis producătorii de la Hollywood. Aceștia au realizat o mulțime de filme pe care speră să le transforme în lovituri de casă. Spider-Man va reveni cu noi aventuri, la fel și Hobbitul Bilbo, iar personajele din seria Planeta Maimuțelor își aveau din nou probleme cu oameni. Hercules îl va înfrunta din nou pe zei, iar Angelina Jolie va da viață vrăjitoarei celei rele din Bazmul Frumoasă Adormită. Every day I wake up knowing that the more people I try to save, the more enemies I will make. 2014 aduce în prim plan pe marile ecrane o serie de supereroi îndrăgiți de cinefili. Printre cele mai așteptate pelicule este uimitorul Spider-Man 2, continuarea filmului din 2012. Eroul Peter Parker trebuie să învingă de data aceasta doi adversari puternici. I wish you endless victories in the battlefield, brother. If you return here, I will kill you. Și povestea eroului antic Hercule a fost adusă pe marile ecrane. Fiul celui mai puternic dintre zei trebuie să lupte pentru a-și salva iubita. I need to speak to Caesar! Una dintre cele mai așteptate continuări ale noului an este Dawn of the Planet of the Apes. Maimuțele evoluate genetic, conduse de Caesar, sunt amenințate de un grup de oameni supraviețuitori ai unui virus devastator. I'm not afraid. Then come out. Then you'll be afraid. În 2014, Angelina Jolie va apărea pe marile ecrane într-un rol negativ. Frumoasa actriță joacă rolul vrăjitoarei din Bazmul Frumoasă din Pădurea Adormită. Bugetul filmului a fost estimat la 200 de milioane de dolari. Well, this year's off to a great start. Ow, ow. Și iubitorii de animații vor avea motive de bucurie în 2014. A doua parte a peliculei Rio va ajunge în cinematografe în primăvară. Papagalul Blue își aduce familia în jungla Amazonului, unde încearcă să trăiască la fel ca păsările sălbatice. Gene bune!